Lentila de contact cu Stelian Tănase. Dragi prieteni, bun găsit! Pastila săptămânii, Lentila de contact, Des Report și Radio Classic, încă o dată la întâlnirea cu dumneavoastră. Povești de dragoste din istoria românească. Avem aici repertoarul amorului, din care extragem aceste povești, găsiți pe Libris.ro, de câte ori doriți să o cumpărați. Haideți să vedem o poveste din aceasta, care sper foarte mult să vă intereseze, repertoarul amorului, aceasta din volumul 2, pentru că avem și volumul 1, în care deja v-am citit. Eroul nostru seamănă cu regele Iubiu, eroul lui Alfred Jarry. Ați văzut probabil Biurege. Aici totul e disproporționat, fantasmagoric, pare un spectacol de vodevil. Bocasa, despre care vorbim, e un amestec de monstru și bufon. Totuși este cât se poate de serios. Este vorba despre un fost ofițer care dă o lovitură militară împotriva vărului său, apoi se proclamă președinte pe viață și mareșal și, în fine, împărat, că nimic nu i-a ajuns, n-avea limită. Povestea se petrece în Africa Centrală, devenită imperiu, sub sceptrul de 5 kg aur al lui Bocasa. Și Ceaușescu a agitat un spectru și s-a declarat președinte și tot din aur, în Marea Adunare Națională, oferit de Emil Bodnăraș, dacă vă amintiți. Bocasa a servit sub drapelul Franței în anii 40 până în anii 60, când a fost pus în retragere. A luptat așadar în războiul contra Japoniei, apoi în anii 50 în războiul din Indochina împotriva Vietnamului. Avea deci o lungă viață de cazarmă și de aventură, am spune. Africa Centrală are numai 180 de șosele asfaltate la o țară de 6 ori mai mare decât România. N-are telecomunicații, nici armată regulată, doar niște cete tribale. E una dintre cele mai sărace țări din lume. În schimb, este a doua la producția de diamante. Opa! Deci prezintă un mare interes. Are și zăcăminte de uraniu. Încă o dată, un punct de interes. Populația trăiește însă în secolul XVII. A fost colonie franceză până în 1960, data la care Parisul i-a acordat independența. Pe hartă a apărut un stat de butaforie, cu un simulacru de Constituție și instituții europene închipuite. Avea 4 milioane de locuitori în anii 60-70. Politicește constatăm o mare instabilitate. Din conflictele pentru control, însă, dintre triburi, dintre grupări, dintre tot felul de grupuri militare, se impune acest Jean Bedel Bocasa, cel care a fost în Vietnam, cel care a luptat în armata franceză cu Japonia. Se impune și guvernează prin teroare, așa se și impune ca un dictator absolut. Abuzurile, violențele sale îl fac recunoscut ca una dintre cele mai sângeroase figuri ale istoriei Africii. E acuzat de canibalism. Resursa puterii sale este susținerea Franței. Franța avea impresia că dacă a luptat în armata franceză, îi este fidel, adică îi importă și metodele de guvernare franceze, ceea ce nu era deloc adevărat, iar când comitea abuzuri și comitea tot timpul, Parisul închidea ochii. Avea nevoie de un aliat care are diamante și uraniu, nu este așa? Bocasa se distinge prin luxul său exorbitant. Bocasa este un mitoman, egolatru, îi plac decorațiile, parăzile militare, să fie aclamat de mulțime. Pretutindeni, în țară apar portrete lui, statui care îl reprezintă. Era îmbătat de putere. Este preamărit peste tot. Bocasa nu suportă să fie contrazis, e suspicios, e și un mare admirator al lui Napoleon. Un exemplu, garda palatului imită uniformele armatei franceze din timpul idolului său. Era într-o operetă, vă dați seama, era un costume de epocă. Croritoria se afla chiar în palat, lângă sala tronului, ca Bocasa să poată să verifice în orice moment ce se face acolo. Era pasionat, venea să se uite la uniforme, la nasturi, la epoleți, la tot. Era ca un copil.
semăna mai mult cu un atelier de costume al unui studio cinematografic sau al unui teatru decât croitoria unei cazărmi. Momentul crucial al regimului său este atunci când se proclamă împărat la 4 decembrie 1979. Ei, da, acest plutonir s-a vrut împărat. Probabil că nebunise, notez eu în articol, și pierduse complet simțul realității. Îl imită pe Napoleon, idolul lui, numai că acela crease un imperiu pe când Bocasa nimic. Afișează o curte, sfednici, un ceremonial identic, ca la Fontainebleau. Formulele de adresare sunt acelea de la curtea lui Napoleon. Ceremonia declarării, consacrării sale ca împărat, singurul de pe continentul african, este fastoasă. Vrea să impresioneze, să satisfacă amorul propriu. Se televizează cu ajutorul Parisului, care pare să susțină nebunia lui. Cred că era o comedie, râdeau ea la Paris de se prăpădeau. Dar și luau paralele, înțelegeți cum era jocul? Cheltuielile pentru un asemenea eveniment sunt enorme, peste ce poate suporta bugetul țării. De altfel, au fost mai mari decât bugetul țării până de zile. Participă peste 5.000 de invitați și peste 100 de jurnaliști, atrași de pitorescul întregii situații. Dar niciun șef de stat sau un politic important nu se compromite să apară lângă Bocasa. Toți văd ce se întâmplă la Bangui, capitala împăratului, ca pe ceva comic, grotesc. E bine, Bocasa își pune coroana singur pe cap, așa cum a făcut și Napoleon. Cântărește 5 kg și e împănată cu diamante. Țara avea diamante destule, toți le râfneau, inclusiv Ceaușescu al nostru. Veți vedea mai departe. Desfacerea ei, după alungarea lui Bocasa, va crea război printre urmașii lui. Și ce război! Tronul are o înălțime de 3 metri. Proaspătul împărat este acoperit de o mantie de velur roșu bordată cu salmur la poale. Sceptrul este făcut din aur și are și el 5 kg. Ceremonia se desfășoară în sala de sport din Bangui, pavoazată ca un decor de film. Modelele sunt încoronarea reginei Elisabeta la Londra și ridicarea pe tron a șahinșahului Iranului Mohammad Reza Pahlavi la Teheran. Exista și o împărăteasă. Da, firește, nu putea un împărat fără împărăteasă și Napoleon a avut-o pe Josephine, nu? Ea se numea Catherine de Enghiade. Bocasa avusese mai multe neveste ca să nu se mai contabilizăm amantele. Era un devorator de femei, cu unele la propriu, s-a spus. Ținea zeci de amante, drept urmare, numărul copiilor legitim și ilegitim, adică ai bastarzilor, este imposibil astăzi de socotit. Ei vor apărea rând pe rând după moartea lui Bocasa când se vor ceta pentru moștenire. Cifrele care circulau oficial erau că a avut 18 neveste și 57 de copii. Deci 18 neveste, oficial vorbim, numai de cele oficiale, și 57 de copii. Puterea politică merge împreună cu sexul, este? E cel mai tare afrodisiac. Cu cât Bocasa acapara mai multă putere, cu atât trăia cu mai multe femei. Poftele lui nu păreau să aibă limite. Obișnuia să răpească femeile care îi plăceau, mereu mai tinere, care îl impresionau la petreceri sau în vizitele lui oficiale. Le se sechestra, se târguia cu ele, cadouri, bani, statut. Când nu reușea, se prezenta la părinții domnișoarei. La o adică, o cerea de nevastă pe femeia râfnită. Făcea o ofertă de nerefuzat, iar respingerea propunerii ducea la represalii, inclusiv moartea. Și Bocasa era temut, se știa că nu glumește, că e violent și crud. Îi plăcea să se răzbune pentru orice afront, poruncea să se taie urechile respectivului sau îl arunca într-o groapă de gunoi, dar cel mai des dădea ordin să fie ucis cu bâtele. Avea maniere, este acest împărat Bocasa. Altfel spus, femeile care îi căzuseră cu tronc erau luate cu japca, cum se spune în bariera Vergu, unde eu am copilărit. Și-a instalat amantele în clădirea anexele Palatului Imperial, un adevărat harem. Bocasa avea plăcere să viziteze aceste apartamente fără să fie surprins de Catrin, nevastă sa, care era extrem de geloasă, chiar dacă era împărăteasă, ca și el de altfel. Adică și el era gelos pe ea, adică o bănuia călânșeală cu diversi din
curtea sa, din gardă mai ales. Este aici o poveste românească. Pentru asta v-am și spus toate aceste detalii. A fost însurat și cu o româncă pe numele ei Gabriela Drâmbă, care, deci, a fost nevastă lui Bocasa, ca să fim limpezi. Într-o vizită la București, între 11 și 16 iunie 1970, Bocasa a pus ochii pe o tânără blondă cu ochi albaștri. Unii spun că era dansatoare într-un ansamblu folcloric, alte surse dau că era translator în cadrul acelei vizite. Traducea din franceză în română și invers. Ion Pacepa scrie că Gabriela Drâmbă era agent al Direcției de Informații Externe, DIE. Pacepa nu e o sursă foarte sigură, le cam înflorește, dar asta nu este cine știe ce informație cu caracter secret vis-a-vis de această duduie. Altfel spus, când i-a cucerit inima dictatorului african, Gabriela Drâmbă se afla în misiune, îndeplinea un ordin, s-a adeverit agent abia după ce Bocasa a făcut demersul la București să-i fie trimisă femeia de care se amorezase de la București la Bangui. Scena în care Gabriela Drâmbă se lasă convinsă de Ceaușescu să accepte să plece la Bangui, unde ca să se căsătorească cu Bocasa, trebuie să fi fost antologică. Pentru a înțelege, împăratul a venit la București și s-a văzut între patru ochi cu Ceaușescu ca să-i ceară femeia de nevastă. Închipuiți-vă cam ce a fost între ăștia doi, între patru pereți. Cum o fi pledat dictatorul român pentru rațiunea de stat? Dar și scena în care Bocasa o pețește la Ceaușescu pe domnișoara Gabriela Drâmbă trebuie să fi fost de un umor nebun. Doi dictatori față în față. Un rol important în convingerea lui Ceaușescu l-au jucat diamantele. Cât l-a costat pe Bocasa cumpărătura asta la București? O scumpete este. La ce preț a cedat Ceaușescu? La ce preț a renunțat el la principiile lui? Vă amintiți ce morală ne făcea cât era el de purist așa în principii. Cred că diamantele l-au înmuiat, a uitat de codul eticii și echității socialiste și s-a transformat într-un pețitor. Era un argument pe care Bocasa îl folosea destul de frecvent, diamantele adică. Așa a făcut, de exemplu, cu Valéry Giscard d'Estaing, care mergea des la vânătoare în Africa Centrală. De altfel venea și la București și vâna urși, de pildă, că tot e scandalul cu urși la București, venea incognito, nu era o vizită oficială, presa fariziană nu scria, dar asta de la București, ce să mai vorbim? La plecare, Bocasa, când pleca din Africa Centrală, de la Bangui, nu uita să-i placeze câteva diamante în valize. Ca să aibă în altul oaspete ce admira la micul dejun, firește, românca n-a fost împărăteasă așa cum s-a scris, adică Gabriela Drâmbă. Nici nevasta împăratului de operetă Bocasa. La data căsătoriei lor, Bocasa era doar președinte pe viață. Bocasa s-a proclamat împărat în 1976 și a fost răsturnat de la putere în 1979. Între timp, cei doi au avut un copil, o fată, Anne. Azi se numește Ana Bocasa de Berengo și trăiește în Franța. Mama și fiica nu-și vorbesc, trebuie să vă spun, astăzi când eu vă citesc aceste rânduri. În 1976, Gabriela Drâmbă cere să se desfacă căsătoria și să părăsească Africa Centrală. După o tentativă de sinucidere, declară ea într-un interviu, Bocasa în sfârșit a acceptat. Avea zeci de neveste, așa că nu era mare chestie că una pleca. Problema era să plece vie, că obișnuia să nu plece vie. Plecau cu picioarele înainte din Palatul Regal. A acceptat și termenii unui acord financiar avantajos pentru româncă. Bocasa se pregătea să se proclame împărat și numele împărătesei alese de el era Catrin, așa cum am spus mai devreme. Când Gabriela Drâmbă a pierdut cursa pentru a fi împărăteasă, a apărut un motiv puternic să ceară și divorțul. Ca împărăteasă ar fi rămas în continuare la Bangui. Poate a fost ordinul Direcției de Informații Externe să se întoarcă la București. Lucrurile se înrăutățisere pentru colonia românească din Africa Centrală, plantată de securitate să spioneze, să facă afaceri, să se ocupe de diamante și uraniu. E bănuită și acuzată de încercarea de a-l asasina pe Bocasa. Bocasa obișnuia când era
Amfroa cu una de nevese să le acuze de complot. Bineînțeles că au vrut să-l ucidă, nu? Se înțelege. Parcă și Henrica VIII făcea așa. Nu este chiar așa o invenție africană. Deci a fost bănuită că a vrut să-l asasineze pe Bokassa, tentativă pusă la cale de niște români aciuiți în Africa Centrală. Gelosul Bokassa a acuzat-o pe Gabriela Dâmbă că l-ar fi încerat. Și nu cu un amant, ci cu trei. Vă dați, parcă e în Bolain. Cum Bokassa nu dorea un scandal în zilele încoronării sale, a preferat o soluție negociată. Gabriela Dâmbă s-a întors la București și misiunea sa a fost astfel îndeplinită. În 1979, Bokassa, împăratul Africii Centrale, este răsturnat de la putere după ce un detașament francez de parașutiști ocupă capitala Bangui. Împăratul se afla în Libia într-o vizită oficială. De aici nu se mai întoarce acasă, se refugiază în coasta de Fildeș. La o lună după căderea sa, Le Canard Enchaîné publică un document care îl implică pe Valéry Giscard d'Estaing. În 1973, pe când era ministru de finanțe sub președinția lui Pompidou, a primit de la Bokassa diamante. Asta spunea ziarul. Diamantele acestea a primit și cu alte ocazii mai târziu ca președinte, a fost tema principală de campanie la alegerile prezidențiale din 1981, câștigate de Mitterrand în dauna lui Valéry Giscard d'Estaing. Sigur, Giscard își dorea și al doilea mandat, dar a pierdut, din cauza poveștii cu diamantele primite de la Bokassa. Povestea l-a costat puterea. Bokassa furnizase documentul. El era în spatele, era un denunț venit din partea împăratului împotriva fostului lui prieten. Cum tot de ce a făcut asta? Pentru că el trimisese detașamentul de paratroopers ca să-l răstoarne de la putere și s-a răzbunat. Cum tot el a acuzat public pe d'Estaing că ar fi fost amantul soției sale, opa, împărăteasa Catherine, lucrurile erau foarte clare între cei doi. Ură pe viață și pe moarte. Avea așadar de ce să se răzbune. Bokassa s-a întors la Bangui, a fost judecat și condamnat pe viață. A fost grațiat în 1983 și eliberat. Câteva luni mai târziu a murit în urma unui atac de cord. N-am citit nicăieri că fosta lui soție, Gabriela Dâmbă, a venit de la București ca să asiste la funeralii.